Slăviți să fie Domnul! Avem lupte, avem furtuni, avem necazuri, avem încercări. Aș vrea să vedem în seara asta cum ne raportăm noi la încercările acestea. Cum le percepem noi în viața noastră. Eu aș vrea să am o predică frumoasă și am ales un subiect frumos. Mă gândeam să vorbesc de bucurie, dar e puțin pentru voi să vorbesc de bucurie. Mi-am propus să vorbesc despre o mare bucurie. Și Iacov spune în capitolul 1, versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să facă desăvârșită lucrarea pentru ca omului Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre o mare bucurie. E adevărat, eu nu mi-am dorit-o, nici n-am cerut-o, nici nu m-am rugat niciodată pentru bucuria asta, bucuria încercărilor. Psalmistul spunea în Psalmul 26 cu versetul 2, Doamne, încearcă-mă, trece-mă prin cuptor, inima și rărunche. V-ați rugat vreodată așa? Eu știu de ce nu m-am rugat, că eu mă știu pe mine că slab și n-am curajul să spun, Doamne, trece-mă prin cuptor. Și totuși Dumnezeu câteodată ne încearcă. Întrebarea este, de ce ne încearcă Dumnezeu? De ce Dumnezeu mai îngăduie peste tine încercare? Cum percepi tu încercarea asta venită de la Dumnezeu? Dacă ne uităm în Iacob capitolul 1, acolo vorbește de încercarea credinței, îmi vine versetul 5, parcă rup din context și spune fraților, dacă cuiva lipsește înțelepciunea socială cu credință. Ce rost are versetul acesta pus după încercarea credinței? Că în Iacov, capitolul 1, vorbește în epistolă de încercări și de ispite. După ce vorbește de încercarea credinței, în versetul 12 spune, ferice de cel ce rabdă ispita. Încercarea vine de la Dumnezeu, scoate cei mai buni de noi și răsplătită. Ispita e de la diavolul ca să scoată cei mai rău de noi și pedepsită. Acum nouă ne trebuie înțelepciune. Când e încercare, când e ispitie? Revin la întrebarea, care e rostul încercărilor în viața noastră? Și eu spun că încercarea are de-a face cu cunoașterea. În încercare te cunoști cel mai bine pe tine. Eu am multe predici despre credință și despre rugăciune. Multe. Și cum trebuie să ne rugăm. Și voi aveți. Dar când iei analizele în mână și spune, Domnule, ai cancer în ultima fază, atunci vezi cine ești tu. Sau soția, sau copiii, sau ai o problemă dificilă în viață. Dincolo de predici, de cosmetizarea imaginii noastre, când n-ai un necaz, atunci vezi cine ești tu. În încercare te cunoști cel mai bine pe tine. Noi avem păreri bune, eu am păreri bune despre mine. Într-o noară din Bucovina, o soră făcea cam... Da, tonul la modă, că am răzvrătit, că am călcat cu stângul așa pe unde nu trebuie. Și odată frații au oprit un grup de frați din comitie și a tras o ceartă ca ei. Și ea sta așa și la unul îi spune conducătorul, frate, soră, hai spune ceva, dumitale ce ai de spus? Și ea spune, frate, eu sincer să fiu, despre mine am o părere foarte bună. Ăștia când au auzit mai tare pe ea. Noi avem păreri bune, dar în încercare vezi cât de tare ești. Și în încercare îl cunoști pe Dumnezeu. Încercarea are de-a face cu cunoașterea. Te cunoști tu pe tine și îl cunoști pe Dumnezeu. La întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, dar Domnul o sta lângă mine. Încercarea are rolul de a ne fortifica spiritual, de a ne zidi și de a ne pune în voia lui Dumnezeu. Fraților, Apostolul Pavel spunea 1 Corinteni 9:27, eu mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Deci sunt niște discipline creștine care trebuie să le practicăm. Citirea Scripturii, postul, rugăciunea, dărnicia, părtășia, vizitarea bolnavilor, astea sunt obligatorii, normă de viață pentru pocăiți. Recunoaștem acum. Suntem la înălțimea chemării, postim de câte ori pe săptămână,
Mai mult ca fariseii sau mai puțin? Și pentru că nu avem practicile astea, Dumnezeu ne vrea pentru cer, oameni buni. Noi suntem străini și călători, orică suntem în Bucovina, orică suntem în Viena. Dumnezeu n-are nevoie să ne facem noi imperii financiare aici. Noi suntem în căutarea unei cetăți care are temeliile tari și ale cărui meșter și Zitor Hristos. De o viață căutăm cetatea aceasta. Și ziua aceea e mai aproape ca oricând. Cel ce a zis că vine va veni și nu va zăbovi. Și răsplătirile sunt cu El. Dar noi, în traiul ăsta bun, suntem în pericol. Care-i pericolul traiului bun? Am predicat într-o adunare și am spus, ce să facem când ne merge rău? M-a oprit un frate și a spus, știu ce trebuie să fac când merge rău. Mă duc la doctor, postesc, mă rog, dau bilete la amvon, rog frate să se roage pentru mine când îmi merge rău. Spune-ne ce să facem când ne merge bine, când nouă ne merge bine, era un frate din Spania. Noul la care vezi în adunare, avem 3 persoane bolnave pe tabel, suntem familii tinere, nouă ne merge bine, ce să facem când ne merge bine? Și am avut o predică, ce facem când ne merge bine? Vouă vă merge rău tare în Viena? În traiul ăsta bun sunt ascunse niște pericole. Pericolul 1, uitării de Dumnezeu. Deuteronom 6:12. Când vei ajunge în țara aceea, vezi să nu uiți pe Domnul. Adică cum să nu uiți pe Domnul? Merg toată ziua, mă gândesc, băi, este Dumnezeu, e munc la volan, este Dumnezeu. Așa nu. Să nu uităm practicarea acestor discipline. Noi știm că trebuie să citim în Scriptură, da? Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, cerul, pământul trec, cuvintele mele nu va trec. Apocalipsa 14:6, un înger zbrac cu o evanghelie veșnic, aici e puterea lui Dumnezeu. Știu că aici e puterea lui Dumnezeu. Vă întreb, cât citiți în fiecare zi în Scriptură? Nu cumva uităm să citim? Nu cumva uităm să ne rugăm? Sună ceasul dimineața, vai de mine întârzi, mă duc la lucru, dacă mă rog la volan așa în grabă, mă duc, dacă nu, mă-i ruga eu și nu te mai rogi. Uităm să ne rugăm. Asta înseamnă că-L uiți pe Dumnezeu. Nu vii, când aveți adunare, joi seara? Sau miercuri? Nu vii miercuri seara. Băi, de ce vii? Frate, am și uitat, mă, că e adunare. M-am luat cu treaba și am uitat că e adunare. Vezi că-L uiți pe Dumnezeu. Știi de ce? Din cauza traiului bun. Poate cu o jumătate de an în urmă, poate mai mult, au venit episcopii din Ucraina la noi. Cu excepția unuia, toți episcopii au venit. I-am purtat 3 zile prin adunările din Bucovina și 3 zile am fost la București, într-o întâlnire în Parlament acolo. O parte din ce mi-au povestit oamenii ăștia, oameni care, păstorul din Harkov, oameni de acolo care îmi spune, frate Dragoș, ișeu surorile de la adunare, un obuz mi-a omorât 5 femei pe stradă, eu le-am îngropat. Un altul spune, adică tot el spune, pe prezbiterul meu l-a împușcat rușă, strângea cartofi în grădină, de pe un deal l-a împușcat. Un obuz a căzut în biroul pastoral, noroc că ieșisem de acolo. Dar la noi acum se fac rugăciuni. Ei, de ce uităm? Anul trecut am fost la Cernăuți invitat, m-a chemat așa, anul ăsta n-am putut să merg. 3 zile de post necurmat. M-a invitat și pe mine. Stam la masă cu un băieț și am spus, băi, tu câți ani ai? 24. Băi, ești însurat? Nu. Și ce nu te însori, măi? Frate Dragoș, încă nu a început să ne verifice după acte. Eu am 2 ani de când n-am ieșit din casă. Sunt echipe de soldați care te ia pe stradă și te duci pe front. Și tu mă pui acum când trebuie însurat? Azi am venit cu risc, că zile de post. Ei, dar traiul bun aduce uitarea. Uităm să venim la adunare. Uităm să citim, uităm să postim, uităm să vizităm bolnavi. Ăsta e primul pericol. Uitarea de Dumnezeu. Al doilea, nesocotirea lui Dumnezeu. Proverbii 30:8-9. Doamne, două lucruri cer înainte de moarte, nu mi le opri. Depărtează cuvântul mincinos și neadevărul, nu-mi da nici bogăție, nici sărăcie, ca nu cumva am bogății să spun, să mă lep, să spun, cine-i Domnul? Ai 2 lei mai mult și gata.
Schimb prietenii, nu-i bună rânduiala, te duci în România, două concedii pe vară, faci poze lângă răchită, lângă butuc, lângă pietroi, o pui să vadă tăți unde ești tu, ce vrei să faci de rușine pe cei care n-au nimic? Trebuie să postezi tot pe internet ca să arăți tu cu familia ta cât de bine o duci și să spui cine-i Domnul, să vii din Austria în adunarea noastră și stai 3 săptămâni cu familia să nu vii odată la adunare, adunare unde care ai crescut, unde ai fost botezat în apă cu Duhul Sfânt, unde stă mire și mireasă pe scaun, unde te duci în toată țara, te îmbrăci național, te duci, vizitezi mănăstirile, dar nu ești curios să vii odată în adunarea aceea. De ce? Sunt în concediu. Și pentru că ești în concediu, ăsta e traiul bun. Asta face traiul bun. Ăsta e un pericol a traiului bun. Și în al treilea rând, răzvrătirea, Neemia 9:26. Dar ei s-au răzvrătit împotriva ta. Cine, Domnul, n-am nevoie și te lași de pocăință pentru 2 lei care ia aici în Viena. Dumnezeu să ne ierte. Amin. Și pentru că Dumnezeu ne vrea pentru cer, Dumnezeu ne știe din pântecele mamei noastre, am fost aduși la binecuvântare. Au fost părinți care s-au rugat când ați plecat de acasă. Și pentru că Dumnezeu vrea să fiți mântuiți, ascultă niște rugăciuni, îngăduie câte o încercare peste tine. Și apoi în încercare, Domnul te zidește, te fortifică, te face după voia Lui. Și în al treilea rând, încercarea te califică odată pentru slujire. Caută să te înfățeșeze înaintea lui Dumnezeu, spunea Pavelul Timotei, ca un om încercat. Vai, de câte ori am predicat eu ca un om neîncercat? De câte ori am judecat ca un om neîncercat? Mă întreba nu de mult un frate, frate Dragoș, ai 10 ani de slujire, ai greșit în slujirea ta mult. Și dacă aș putea da timp înapoi, unele greșeli nu le-am mai face. Suntem oameni, fraților. Nu suntem perfecți, nu suntem desăvârșiți, nu suntem arhangeli veniți din cer. Suntem oameni de aceeași fire cu voi, câteodată poate mai slab decât voi. Dar Dumnezeu vrea să ne fortifice și vrea să ne califice pentru slujire și pentru cer. Ca să fii învingător, îți trebuie luptă. Ca să ajungi sus în cerul minunat. Neîncercat n-ai să ajungi niciodată, că și Iisus a fost încercat. Care-i scopul încercării? Ne cunoaștem pe noi și pe Dumnezeu, ne zidim spiritual, Dumnezeu ne aduce în voia Lui și ne calificăm pentru lucrare. Mulțumim Domnului pentru asta. Să vorbim de domenii. Dumnezeu câteodată încearcă caracterul nostru. Încearcă sinceritatea noastră. Psalmul 17, versul 3. Că ce mi iese pe gură, aceea și gândesc. Câtă diplomație întâlnim la frați, ca Ioab, ești bine amasă, și-l sărută. Și altceva gândea, dai mâna cu frate, pace frate Lucut, în mintea mea. Și trăim flagelul ăsta al fățărnicie, al superficialității. Dau mâna cu Nelu, pace frate Nelu, și-l salut peste umăr pe fratele celălalt. Și le rezolvăm toate. Asta e vremea în care trăim noi. Dumnezeu ne încearcă sinceritatea. Sunt oameni care au bătut detectorul de minciuni, inventatul de oameni. Dar la Dumnezeu îi cunoașterea adevărului. Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul. Adevărul trebuie cunoscut. Psalmul 15, adevărul trebuie rostit. Spune adevărul din inimă. A treia Ioan versul 4, adevărul trăit, copiii mei trăiesc în adevăr. Psalmul 45, apără adevărul. Care e raportarea noastră față de adevăr? Domnul ne încearcă sinceritatea. Domnul ne încearcă răbdarea. Și la capitolul răbdare e o stare deficitară. Evreii spune în numer 21:4 și-o pierdut răbdarea pe drum. La volan, domnule, merge unul cu 30 la oră. Semnalizează dreapta și o ia stânga. Na. Merge încet, nevastă mi-a spune, împinge-l, văd cât te grăbești. Voi aveți răbdare în călătorie, chiar călătorit. Asta fizică. De unde vă faceți rost de răbdare? Sunt mai multe modalități de accesare. Una, Roman 15:4.
că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca pe mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile noi să avem nădejde. De unde ne face rost de răbdare? Deci, citiți, vă rog, în Scriptură, o să fiți mai răbdători, ascultați-mă bine, citiți multă Scriptură. Iacov spune, capitolul 5, ați auzit de răbdarea lui Iov și ce sfârșit i-o dat Dumnezeu. De unde ați auzit? Deci, cea mai ușoară modalitate de a accesa răbdarea e citirea Scripturii. A doua, umplerea cu Duhul Sfânt, Galateni 5:22. Roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Un om plin de Duhul Sfânt va avea întotdeauna răbdare. Când vezi că unul bate din picioare și nu mai poate, ăla e o problemă cu umplerea cu Duhul Sfânt. Să ne dea Domnul răbdare, să ne umple cu Duhul Sfânt. Și Domnul ne încearcă răbdare. De asta trimite o încercare peste mine, cât să fie răbdător. Mai există o modalitate de accesare a răbdării, prin cultivarea unui caracter nobil, frumos. Proverbe 19:11. Înțelepciunea îl face pe om răbdător și o cinste pentru cineva să ierte greșelile. Înțelepciunea îl face răbdător. Eu am predicat aici la nuntă, pentru că vine câte un bărbat acasă amărât, nervos și fără motiv face gălăgie. Și ar putea nevasta să-i spună câteva, dar ea tace, că ea e femeia cu minte. Tace din gură, lasă că-i trece. Și apoi mâine alt ton avem. Sau viceversa. S-ar putea ca o soție să fie prinsă de un duc de neascultare, de răzvrătire. Parcă nu o mai cunoști, 30-40 de ani cu dânsa și deodată... Și spui, mă, lasă, dă-i pace, lasă că e vorbi al înțelepciunea îl face pe om răbdător. Asta e caracter. 1 Corinteni 13:4. Dragostea este îndelung răbdătoare. Măi, în dragoste ne răbdăm. O plecat la noi în una din mieri, că așa e mod acum, doi tineri s-au căsătorit și am plecat. Eu, băi, cum v-ați împăcat, cum v-am înțeles? Da, ne-am înțeles. Până la aeroport ne-am certat deja. Ea punea prea mult de haine în bagaj, el nu știu ce, până la aeroport ne-a încertat. Dar dacă stinem să iubesc, omni, înapoi își trăiesc bine, că dragostea e îndelung răbdătoare. Și dacă nu vreți nici așa, vine Iacob 1:2. Încercarea credinței. Sau Roman 5:3, ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre, fiindcă necazul aduce răbdare. E vorba de experiențele vieții. Dumnezeu ne încearcă caracterul. Dumnezeu ne încearcă credința. 2 Corinteni 13:5. Pe voi înși vă încercați-vă, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Nu intrăm în detalii. Dumnezeu ne încearcă discernământul. Vrea să vadă. Îl cunoaștem pe Dumnezeu? Îl cunoaștem pe Dumnezeu? Spune în Deuteronom 13:1, dacă vine un proroc, are o prorocie, mai dă și un semn și se împlinește. Și spune să mergi după Dumnezei străini. Să nu-l ascultați că Domnul te încearcă. Bă, ăla nu-i de la Domnul. Că în Ioan 10:4 spune, oile mele cunosc glasul meu. Frații mei, atâtea glasuri sunt în Viena de nu vă puteți imagina. Atâtea chemări, atâtea ambiere, atâtea oferte. Tu cunoști glasul Domnului? Sau te duci după un străin? Și Domnul încearcă să vadă caracterul tău, să vadă cât ești de sincer, cât de răbdător, cât de ascultător ești, nu vorbim de ascultare, încearcă credința și încearcă discernerea ta. Vine o prorocie, eu știu prorocii care o îndemna la divorț. Am avut lucrare. Băi, stai un pic, măi, ce o îngăduit Dumnezeu o lucrare străină peste tine. Nu-i de la Dumnezeu, e de la diavolul. Cum, dar Scriptura ce spune? Nu, că am avut cu sora, măi, las-o pe altă. Oile mele cunosc glasul meu. Trebuie să ajungem la maturitatea asta să cunoaștem glasul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Cum ne încearcă Dumnezeu? Prin binecuvântări. Și asta e periculos. Știți că în Luca 5, două bărci erau să ducă la fund? Dar știți de ce? Prea mult pește. Prea mult pește, scufundau corăbile.
În Cajoana, o familie de ortodoxi, ultra-ortodoxi, o venit la adunare s-o hotărât. Și întreabă fratele Vasilii, băi, n-aveți neam de neamul vostru pocăiți, ce v-a făcut vă pocăiți? Băi, frate Vasile, de când ne-am măsurat, ne merge bine. Familia e bună, servici bun, mașină, casă. Am vorbit cu nevasta, tu, n-ar trebui să ne pocăim? Că Dumnezeu pe unii le cântă din fluier, la unii le cântă de jale, încercările sunt diferite, chemările sunt diferite. Și oamenii ăștia s-au pocăit când le merge bine. Spune Eclesiastul 2 cu 1, am încercat să îl încerc prin veselie. Și te încearcă Domnul prin stare bună și veselie. Și vă spun un lucru, frații mei, după Scriptură. Evreii când au trăit bine, au uitat de Dumnezeu. Au uitat de Dumnezeu. S-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și nu revin la gândurile care le-am împărtășit mai degrabă. Ne încearcă prin necaz, Apocalipsa 3 cu 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării care o să vină peste locuitorii pământului. Ne încearcă dând voie diavolului să ne ispitească. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, Iacob 1 cu 13, dar îngăduie ca să ne ispitească diavolul, ca să vadă ce facem. Eu aș dori, frații mei, să avem o percepere corectă asupra încercărilor. Ele au un scop. Dumnezeu nu e un tată sadic. Nu ne bate că îi place să ne bată. Are un scop Dumnezeu cu noi. Dumnezeu ne vrea pentru cer. Noi nu ne bucurăm de încercare. Ne bucurăm de ce este după încercare. Și spunea un frate că pe mare, pe ocean, zboară stodurul de păsări și vine câte o rafală de vânt atâta de puternică și înneacă zeci de păsări, le bagă în apă. Dar sunt păsări care atunci când vine rafala aceea, așa se postează că vântul acela care pe unii le înneacă, pe alții le ridică în văzduh sus. Contează cum te raportezi la încercare. Încercare care pe unii trântește la pământ, pe alții ridică la cer. Să le dea Domnul înțelepciune. Închei cu bucuria aceasta, nu, cu marea bucurie. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cunoaștem scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne cunoaștem pe noi, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne zidim, să ne facă bun pentru cer, să ne califice pentru cer. Dumnezeu să ne ajute. A murit un prieten de-al meu cu ani în urmă, la 40 ceva de ani, prezbiter, cânta frumos la acordeon. Căzut un lemn, l-a strivit. Și-au venit surorile și stat de vorbă cu sora, nu-i măritată nici amu. Fiecare, acum vă pricepeți voi, lasă că-i bun, lasă că trece. La urmă a venit o soră, rămas văduvă de la 40 ceva de ani cu copii. Și-a vorbit cu ea și-a spus, să rămâi la urmă, cu tine am ce vorbi. Cu tine am ce vorbi. E calificat. Eu l-am întrebat pe un frate care tot îl știe, la care a murit nevasta. Și am spus, frate, cum e să fii sincer, singur? Dar el spune, a murit și nevasta ta? Zic, nu a murit. Apoi n-are rost să-ți explic, că nu mă înțelegi. Încercarea te califică. Eu am avut o constituție robustă, m-am îmbătrânit. N-am fost operat, internat la spital. Dar ca păstor trebuie să mă duc la spital, și am mai povestit eu. Când intru într-un salon, mă îmbâcsec de aerul ăla de medicamente. Prima dată când m-am dus, mă la geam și am deschis geamul. Bă, sunt viule de aer curat. Și 3-4 bolnavi, închide geamul, că e curent. Și eu stau un pic acolo, Domnul e bun, Domnul te iubește, și mă duc, nu pot stau mirosul la medicamente. Vine altul care a fost operat, a stat în perfuzie. Se pune, Domnul, la capătul bolnavului și stă de vorbă, nu știu ce are de povestit cu el. Eu ies pe hol, hai să merge, stai, nu-i place acolo. Îi încercat, el e calificat. Dumnezeu prin încercări ne califică, ne pregătește pentru cer, vrea să vadă, ne dă cât, din când în când cât un examen. Nu-mi plăcea la școală extemporalele și tezele. Acum este o altă modalitate la copiii mei, dai lucrare de control, îți dă baremul, tu corectezi și pui notă tu. Eu am spus, băi, puneți-mă 10, băi, nu fiți, puneți-mă 10. Nu, că după aia îți corectează el și dacă nu ești corect, îți scade nu știu când. Eu mi-aș fi pus numai 10. Nu mi-au plăcut lucrările extemporale, tezele. Le-am dat până la urmă și eu.
Sunt niște examene pe care ni le dă Dumnezeu din când în când, la răbdare, din clasa întâi am trecut într-a doua, la sinceritate, la ascultare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pocăință. Amin.